una cosa che non ho capito in termini di lasso, sono sempre la loro parte, la vita in tv, si lasso di questo voto di sempre e molto di universale. Una rinzidea, tutta la vita, arrivando a un posto anche battito, un posto il basso, non è molto. C'è che non mi fa lo stesso che proprio non mi fa stimare molto, si lascia facere il suo intento. Sì, non è una cosa che c'è, è una interessante la tenta che c'è la cosa, si c'è fa, si c'è regola, si c'è regina, si c'è un po' che fa no, ha fatto già un po' che c'è la cosa. Я инвизитор, интересовал этим барбаки. Я это делал в фанате лице. И в конгрессе остается идея. Мы что, когда ты не видишь, что мы знаете, вот и да, что мне да, что мы стали делать, он всегда все играл. Что я говорю, как, ну, они мои идентификационные эмоции, я все играл. А это все, это скромность, что я играла, что я думаю, что я играла. Как это? Și pe când o parte asta verbală, când se pune o barieră, să vedem în mod tactic ce există în spatele persoanei respective. Să spun eu aici, deci, da, este ceva de asta mai rămas, când o înțeagă, vizbună, agresiv, o rotată pe la cineva, nu, nu, nu. Paul Ekman a făcut o cercetare în care a identificat că la nivel global există emoții care se generează rapidă, prin expresivitate. Microexpresiile sunt aceste elemente care se transmit. Și anume, există foarte emoții universale. Fericirea, frica, furia, surpriza și eu acesta sunt mai numai, eu am să vă zic că este fericire, cum am noi identificăm fericirea la un loc. În primul rând, vedem că ochii lui au o formă de pendulă. Apoi, formează niște riguri, numite coate vizuale sau coate de la papuci. Apoi, buzele se ridică în sus, și vreau să sunt mai ridicat. Cam acestea sunt elementele pentru un zâmbet. De cumva, am putut mai departe la o doua emoție, care face parte și se leagă cu efectul de la pericupirea. Acum vă trebuie să vă întrebare. Observați o diferență între cei doi ori și ce impresie vă lasă? Cum percepeți? Deci, ochiul stâng, din partea ta, are cu fiecare mai dilatată, celălalt este mai distinsă. Din punct de vedere științific, se afirmă că cu fiecare dilatată atrage mai mult oameni și creează mai multe legături. Pe când cea mai strânsă, închide că comunicarea și se identifică un sentiment de legătură, de trecere, în esență negativ. A doua emoție este dispreț. Avem doi oameni mari care își exprimă disprețul într-un mod foarte clar. Cum am învățat? Acelea se cunoaște după niște riguri. Apoi, al doilea element de identificare, gura, locul bun este ridicat în sus. Uneori, buzele sunt contractate foarte mult. Și cam acestea, ele se naște sentimentul de disprețare, se naște dintr-o superioritate față de ceilalți. Din sentimentul oamenilor de superioritate, de autoestimă, de cunoașterea absolută a ideilor și contradicție în relația față cu ceilalți. A treia emoție este furia. Furia se manifestă prin furtă, subțioasă,
Thank you.